Aici o chestiune de viziune. Mi-a spus în felul următor: dom'le, îți plătești, îți declar cam cât ai primit și îți plătești. Ca, e bine, că ai și tu nevoie, ajutor la pensie, la sănătate, la chestiuni și îți plătești 16% la banul respectiv, dar peste o sumă de. Și atunci puteai să o tai și pe chitanță. Eu aș fi făcut-o în cadrul chitanței, cum au americanii, au chitanța și jos acolo scrie TIF. Își pune omul cât vrea să-i dea și a trecut în creion acolo și scade că poate să plătească cu cardul. Și atunci lucrurile sunt ok. Patronul știe că a primit banii pe card și pune dincolo un cont la angajat. Se poate lucra. Adică n-a inventat nimeni Parisul. Deci nu inventăm noi acum bacșișul. El există și există și în afară, în general, oamenii plătesc pe card. Și plătesc acest bacșiș pe card. Și angajatul se duce și declară: am primit luna asta atâția bani. De ce să duci și declară? Cu tot de frică, să nu credeți că de altceva. Nu caută nimeni să declare tot. Mă înțelegeți? Dar trebuie să duci să declari ceva. De ce? Pentru că dacă te prinde, zicem, vine un control și te-a prins în buzunar cu ceva, îți face calculul și îți extrapolează cât ai avut și cât bacșiș ai luat tu zilnic la cei acolo și îți calculează pe ultimii 5 ani cu penalități. Angajat. Și atunci, ca să n-aibă probleme, preferă să ducă el să declare. Am luat atât. Care poate e mai puțin decât aia, dar e o sumă. Sunt cel și-o declară, pentru că dacă vine în control și îți face, îți calculează pe ultimii 5 ani în urmă. Și atunci tot s-au învățat la o medie așa, să duc și declară ceva ca să fie declarat, să nu aibă probleme. Pentru că astăzi poți să ai o zi mai bună, mâine poți să ai o zi mai proastă, ei sâmbătă și duminică, vineri, când vine lumea, nu, duminică la ei nu pe zi, bun, vineri și sâmbătă. Când iese lumea la restaurant, lunea, marțea poate mai puțin și așa mai departe. Deci astea sunt discuțiile care se fac acolo. Plus că sunt sisteme diferite. Deci, multă lume aud când compară sistemul american cu sistemul românesc sau sistemul european. E complet altă lume. Acolo, într-adevăr, impozitele sunt 10%, dar pentru pensii trebuie să spui deoparte tu din buzunarul tău propriu și personal, pentru sănătate trebuie să spui tu deoparte din buzunarul tău propriu și personal, nu-ți dă statul absolut nimic. Nu-ți adică 10%, dar dacă nu ești chipzuit la pensii, dăm suport. Știți care tau. Am văzut o filmare odată cu un bătrânel sau un povestea cineva, un bătrânel de 80 ceva de ani care se dea la bar. Și oamenii spuneau, uite, doamne, admirau chestia asta. Nu, omul ăla o făcea de sărăcit. Nu avea de ce să trăiască sau nu și-a pus banii de pensie sau i-a cheltuit pentru o chestiune sau a avut o boală cineva din familie și a avut nevoie să ia banii din pensie să plătească asigurarea medicală. Și în condițiile astea, omul la 80 ceva de ani duce să lucreze, că nu are. Începe, nu ai ajutor la pensie.